Proaspeții absolvenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Viitorii medici ai României au aruncat în aer tocile ieri la festivitatea de absolvire și au gânduri mari la început de carieră. Vor să rămână în România. Aproape 1000 de tineri au mărșăluit prin centrul orașului, iar la final au promis că vor aduce o nouă față medicinei românești. După ani întregi de studiu intens, e fericire mare la Universitatea de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș. Viitorii doctori ai României sunt gata de rezidențiat. De la aruncatul tocilor până la a-și pune stetoscopul la gât, mai e un pas pentru proaspeții absolvenți. Mă sunt bucuros că am terminat 6 ani. Au fost și lucruri grele și ușoare, investiții masive, dar în final pot să zic că a meritat. Foarte fericită, emoționată. Asistență medicală. De câți ani? 4 ani. 1000 de studenți ai Universității de Medicină și Farmacie din Târgu Mureș își serbează ultimul moment din această viață. Trec așadar pasul către meseria de doctor în țară, pentru că majoritatea ne spun același lucru. România este țara tuturor posibilităților. Într-adevăr, dacă în alți ani cei mai mulți dintre absolvenți aveau deja bagajul pregătit pentru a pleca peste hotare, cei din promoția 2017 vor să aibă grijă de sănătatea românilor. Sper să reușesc să fac un viitor aici la noi. Ceea ce rămâne cu adevărat important. Da, da. Emoții, prin muncă, curaj și dăm înainte. Unul dintre cele mai emoționante momente ale festivității de absolvire a fost, fără doar și poate, depunerea jurământului. Voi menține prin toate mijloacele onoarea și nobila tradiție a profesiunii de medic. Dacă greșești, e normal să fii tras la răspundere, inclusiv că ești medic sau medic dentist sau tehnician dentar, cu toții fac greșeli, dar cu toții trebuie să plătească. Alături de proaspeții absolvenți la ceremonie au fost părinții, rudele și prietenii viitorilor medici.